Salutare lume, eu sunt Mircea vs. Al și astăzi am revenit cu un nou video am nebunit pentru că e seară, mâine am școală, e săptămâna aia înainte de Crăciun, la școală trebuie să ducem cadouașe, numai scaturi. Și e atât de plictisitor și de... lăsați. Că nu vreau să aud în comentarii. Rasistule, urăști scoara! Școala! Sper că vedeți că de obosit sunt, abia mai scot câteva cuvinte corect, pentru că de la 7 sunt trezit și de la 9 plecat de la școală, urât plecat de acasă, cam așa e la mine. Plus că școala e la o oră depărtare, adică stau militar și școala e în sectorul 1. Vă dați seama cât de... Opa! Pe aici să știi că nu mă. Ce tare pe aici. Nu trebuia să închid chiar de tot muzica. Îmi plac melodiile astea de pe fundal. Și am ales cam a doua cea mai bună mașină din joc. Și drept să zic, parcă se conduce mai bine decât Bugatti. Nu știu, are așa feeling-ul ăla că la viteză poți să te bazezi pe mașină, că poți să oprești, poți să... Nu știu. Dacă vreți să-mi faceți promovare sau ceva, dacă e cineva important sau nu neapărat așa de important să uite la acest video, contactați-mă, vă pun Skype-ul în descriere. Am 12 ani, deci nu... Nu e așa o mare chestie, plus că nu... Nu am nici test, atâtea subscriber, orice. Da, asta așa, măcar știu că se uită cineva la videoclipurile mele. Și n-am primit până am niciun like și nici un dislike, ceea ce e bine. Și sper să încep cu dreptul și să am primul dislike, iar să am cât mai puține dislike-uri, care că nu știu, dorința oricărui youtuber să aibă mai multe like-uri, pentru că, într-un fel, nu neapărat cât de mare ești ca like-uri și subscriber și views-uri, nu neapărat de asta, dar faptul că muncești la un video și tu e ca și cum muncești tu, un youtuber mai începător ca mine, și unul mare drept, ai hate print, Vlad Coste, care el face vloguri destul de reușite, după părerea mea. De exemplu, mă uit la Shop. Și da, pentru că știu cum e să nu știu, câtă muncă depui ca să faci video pe YouTube. Am dat like și să știu că acel om muncește pentru o chestie pentru care tu o vezi gratis și primești o sumă infimă de bani, plus că din asta nu poți să trăiești, adică din YouTube nu poți să ții, așa că nu știu ce. O să mă învârf aici, să văd că am cât timp o să mă învârf maxim. De exemplu, nu trebuie să-mi spală grăsul de asta. În Minecraft am dus-o mai prost, am făcut niște războaie cu cei mai buni de pe server și mi-a ieșit așa bine. So, game over for us. Dar, am întâlnit un băiat.
cu care să ne putem alia într-un fel. Și la cât Minecraft știu, da, s-ar putea să iasă ceva bun. Să vedeți cei care vă uitați la mine, care ați intrat pe acest server. Nu neapărat să vă cer itemul sau asta, pentru că n-am nevoie. Am avut good sword, încă mai am. Și am fost la KFC astăzi și încă mai simt așa de stola. Și îmi spuneți care ați intrat și dacă vreți să fiți în facțiunea mea sau să-mi spuneți măcar cum o duci. De exemplu, acum o duc puțin mai nasol, mi s-a furat castelul plus tot ce aveam. Chiar o să fac un video despre ce mi s-a întâmplat, să vedeți când despre ce-i vorba. Mi-am făcut site acum de curând, pe care am să îl mai upgradez puțin. S-ar putea să-i fac un domeniu.ro, dar de când o să pot să, când o să merită să fac, adică pentru 4-5 oameni care intră pe site, n-are de ce, măcar pentru vreo 30 de oameni, da, ar merge. Cu Need for Speed World, la Need for Speed World am un Lamborghini, acela cel mai bun Lamborghini, care se poate cumpăra cu cash. Level 56, deci la condus mă pricep. Dacă voi pune să downloadat ceva, în primul rând n-am să fac survey-ul, pentru că e lucru pe care îl urez prin cele mai multe lucruri de pe, nu știu, net. Adică să plătești niște chestii care nu le plătești, să dai niște date personale și confidențiale unor site-uri care, adică de exemplu că dai SMS la un anumit număr și acel număr, dacă ai abonament, o să te taxeze până nu mai poți să duci. Adică mi s-a întâmplat cu unui prieten care n-a mai reușit să-și recupereze bani, adică nici prin instanță, nici prin nimic. Și de atunci m-am învățat cu serverele, m-am văzut și n-am făcut nimic. Plus că am un abonament și nu vreau să facă nimic, mai că nu bună, că am băgat 10 milioane din nou pe abonament. Când eram mic, mă descurcam puțin la astea și nu știam atât de bine engleză. Și aveam un HTC care putea fi folosit drept hotspot. Și aveam puțin giga de net, 100 de giga. Și nu aveam încă net pe laptop. M-am conectat la Wi-Fi cu telefonul și atunci a început să tot încarce factura până a ajuns la 16 milioane plus TVA, era vreo 900 milioane fix după Crăciun. Deci am avut noroc că nu era înainte de Crăciun, plus că dacă era nou, l-am primit de Crăciun. Și dacă era înainte de Crăciun, m-a și pus laptop, că, da. Și am testat hotelul până am plătit cu rata pentru abonamentul ăsta. Acum am un Samsung Galaxy S2 și m-am învățat să mai fac prostia asta. Și, na, ca ce-am făcut, băi, nu, data trecută mai downloadat niște chestii și s-a făcut vreo 5 milioane factura. Și acum, ca să nu mai pățesc așa ceva, am un Samsung Galaxy S2 cu full net de la Digi, ca să nu mai pot să... Acum, dacă mă duc undeva, decât dacă mă duc în roaming și dau ca nebunul drumul pe Facebook și astea, atunci da.
cafele de la mama. Să facem cu mătul. Oh, până la mama mea. Bărănește. Deci, dacă ați observat video-ul ăsta, nu l-am făcut cu Sniper și nici cu Andrei. Și mai un prieten, care e vecinul meu și are 13 ani, nu, și-a zis 12. Și el este de Dark Gamer, dacă îl știți. S-ar putea să, să ne facem toți un canal de Twitch sau să rămânem pe acesta. Dar oricum o să continui să pun video-uri pe ăsta, pentru că mă țin de el și nu are rost. Plus că e primul meu cont de YouTube sau de ele, nu știu. Știu că la unul pierdusem parola când era mai mic. Adică nu uite pe ne-am făcut pe calculator când eram mic. Am downloadat jocuri cu astea. Am crecuit jocuri. Știu că era CD-ul ăla norocel. Îmi plăceau jocurile alea de pe CD. Era o revistă pe CD. Și era de Crăciun, de primăvară și de toamnă, parcă. Și îmi plăcea un joc care am uitat cum se numea. Era cu animăluțe așa verde și mic, ca o bulinuță, care trebuia să meargă printr-o pădure, parcă, și să scape cu viață. Și eu totul băgam peste tot și, mă, doar că jocul era în demo. Și uram atât de tare că nu puteam să mă joc tot jocul. Și până la urmă am intrat pe net, am citit cum se face și l-am crecuit din demo și l-am făcut cum trebuie. Doar că înainte, când eram eu mai mic, era Windows XP și Vista. Mai mult am prins XP-ul, care mama cred că mai am cu un calculator sau nu, care nu mai folosesc. Dar faza e că pe ăla se strică cam de fiecare dată. Și îi stricam maică-mea calculatorul de atâtea ori. Am ținut de Crăciun un calculator pe care acum îl desfăcusem acum vreo 2 ani, aveam 10 ani, îl desfăcusem pe tot, procesor, placă de bază, tot ce aveam și l-am refăcut, bravo mie, doar că era la switch-ul ăla cu butonul ca să-l pornești. Nu știam, pentru că n-aveam de unde să știu. Și m-am uitat puțin în, cum spun, în cartea aia lui de bază, în manual, că scrie acolo cum se face și l-am făcut. Acum am un super PC pe care nu vreau să-i pierd garanția și pe testă să îmi bag jocul deschizându-l și paralizându-l. Plus că mai avusem probleme, pornea, dar nu se vede nimica pe el. Nu sunt video-ul ăsta. Și nu știu ce am făcut la sursă, că am mers din nou. Și atât m-am bucurat cât l-am reparat. O grămadă de chestii am făcut. Și unele care... grație, trebuia să mă ocupăt. 400, așa, 410, te rog, te rog. Măta. Mă, dacă făceam creșul ăla, puteam să zic pași pus la mașină. Fuck. Ce curbe! Deci, și în curând de Dark Gamer, adică Mihai, să zicem așa, eu nu prea mă pricep cu făcutul de intro și astea, o să ne facă el un intro, nu știu cum și-a făcut eu cu biluța aia, în care trece peste like, subscribe și între astea. Dacă aveți un program cu care se face și puteți să mă ajutați pe Skype sau pe orice, pana mea, că nu văd nimic pe soarele ăsta. Ce ce mă duc. Mă, dar ăsta cred că s-a adaptat, că înainte nu era chestia asta. Așa. Să n-am condus eu pe vremea asta? Nu știu. Și mai îmi place să conduc în plouă. Dar
cu mașini care nu sunt așa de puternice, că dacă îți conduce cu asta cum flow, s-ar duce cât colo și nu. Și urât e cu risipul ăsta pe... Cu era misiunea asta cu Pagani Zonda, care atât am încinut să fac pe drumul ăsta, pentru că era o curbă în care de fiecare dată erau așa, mă, da, mama, mă, tu ești. Da, și fac, o să fac și cu GTA 4, unde acolo zici că sunt crazy taxi driver, să nu știu cum se numea. Era un joc mai de copii mici în care trebuia să îi duci pe unii cu taxi și selecta un timer de 5-10 minute. Oare de cât timp e video ăsta? Nu știu, o să fac și un timer. De obicei videourile vor fi de 10-15 minute, cam așa. Cam atât îmi permite YouTube-ul și cele mai speciale, gen LOL sau așa. Plus, o să fac în ziua de Crăciun un episod aniversar, poate fac live stream, în care vă rog, dacă vreți, să fiți odată cu mine și să facem cu toții un video. Luați-vă tot Skype, pentru că așa putem comunica, sau în orice mod, să fim așa o comunitate mare și unită. Orice, pe LOL, pe Minecraft, cred că pe Minecraft, pentru că Minecraft-ul îl au mai mulți oameni și mi-a zis The Dark Gamer, hai că e mai, se consumă mai mult în mediul ăsta, adică eu nu fac video-uri neapărat ca să am vizualizări, un miliard de vizualizări, vreau să am mai puțin, dar bun, plus că nu mă ajută cu nimic. Ca să vreau să fac un parteneriat cu YouTube și să scot vreo 50 de lei pe lună, nu-mi scot nici măcar banii de Netflix, 50 de lei. Adică cât curent și cât astea consum pentru videouri, cred că mai YouTuberii foarte mari care fac într-adevăr YouTube pentru bani, atunci da, poți să mai ai anumite resurse de sprijin, adică dacă ești vlogger, trebuie să ai o calitate ca apa, de exemplu la Mikey H, doza se vede atât de bine încât e 1080p, se vede ca în apă, ceea ce pe mine mă impresionează și n-aș putea să fac pe calculator să se vadă așa, și vlogger nu cred că am să fac pentru că nu prea mă despărt atât de bine. Sunt cam mic pentru vlogger, să zic așa. Adică îmi place de maxi punct, face niște vloggeri atât de reușite, chiar dacă are 14 ani, o diferență de 2 ani. Dar puținul ăla face diferența. Și în vloguri am să încerc să fiu mai vesel, mai altfel, pentru că am văzut că nu se vine atât de trist și de... Păi, Mircea, dacă ești atât de trist, n-ai să ai niciun vlog. Păi, da, mister, da. Mă, tam, curpana mea, pe unde ești? Mamă, cred că până la urmă să mai fac. Bă, până aici l-am băgat pe ăsta. Mister, mai bine mure de ce drept. Să relaxionez un mânt. Nu știu, este atât de bună, îmi place că am deblocat. Adică are ținută de drum impecabil. Nu știu, îmi plac așa jocurile cu mașini în general. Cred că țărai niște doi de sniper și Mihai stau urmă pe Skype, mă aud pe mine ce vorbesc și până la urmă, la sfârșit, o să se cace pe ei de râs și să-i dea de gol. O să bani la părut, o să-l sufac.
la primul live am să fac, nu știu, ceva mai spectaculos, de vreo 2 ore, adică pentru 30 ceva de minute, renderul este, opa, am făcut vreo 15 minute de video, sau mai mult, o jumătate de oră, dar, și randesc cu Camtasia Studio, mie cel puțin îmi plac cum ies videourile. Dacă au și o calitate mai decentă și cu Fraps-ul, da, dacă sunt programe mai bune care filmează la o calitate mai bună, acum, dar nu mă interesează FPS-urile și astea, pentru că, în general, am destul de FPS-uri. Adică, mie, cel puțin, nu mi se mișcă cu lag. Și de promovare, nu știu, nu prea aș serio promovare, pentru că nu știu, nu simt că am nevoie de o promovare, dacă ar fi așa, aș cere cumva care mai cuiva, gen Coste Vlad sau nu știu, cineva care nu e nici atât de mare să spună că sunt un milog care m-a fost luat de pe stradă și știu să cerșesc profesionist, pentru că nu sunt așa. Și videorile le fac în plăcere. Adică stau la render, pierd puțin timp, dar nu nimic. Adică video ăsta era planificat la vreo 7-8 minute. M-am pus cu vorba, am depănat amintiri din copilărie, acum 2 ani, 3, 5, 6 și am ajuns până aici. Asta a fost tot, lume. Dați like, subscribe. Mulțumim că m-ați urmărit și astăzi. Eu sunt Mircea Versol și vă voi aduce un nou videoclip.